Prieteni, salutare și bine ați venit la o nouă ediție de Telegram Talks. Invitatul meu de astăzi este Traian Chivriga, partener la XY Partners. Traian, salutare! Nu rog. Am discutat ultima dată, vreo trei ani urmă, tot da. în cadrul unui interviu, despre startup-uri, despre ce faci tu în zona asta. Și atunci lucrurile arătau așa cam pesimist. Foarte puține startup-uri, puține investiții în zona asta. Ce s-a schimbat de atunci? S-au schimbat multe și absolut nimic. Știi, Dacă te uiți în perspectivă, eu sunt zona de um, industria startup din 2013 și vreau să spun că comparativ cu 2013 s-au schimbat foarte multe. Dar dacă să luăm în calcul trei ani în urmă, um, noi aveam o nouă generație de tineri care au început companiile lor și asta e super frumos. Eu, pur și simplu, văd cum s-au schimbat fețele absolut la toate evenimentele de startups. Și asta e bine pentru că noi am avut, dacă nu greșesc, cu câteva generații care pur și simplu au suferit și eventual s-au decepționat și au plecat și au devenit product manager undeva în companii mari. Dar acum, în sfârșit, noi avem fondatori care au un, o ambianță mult mai uh, propice pentru a dezvolta ceva. Și aici eu vreau să vorbesc că noi avem în sfârșit infrastructură pentru a lucra, deci noi avem hub-uri extraordinar de mari și frumoase. Centre de inovații. Da, Techwell, Artcore, Mediacore, iHub, hub. Uh, deci, amazing. A rămas doar să ai idei și dorință, și da, ca dorință, să reușești. Da, 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 Eu, știu, eu investitori, eu știu directori de programe de accelerare din Ucraina care vin în Moldova și pur și simplu, rămân frapați la nivel de ce am reușit noi să construim ca infrastructură în Chișinău. Și eu cred că aici este o chestie de modestie, că noi nu tare mult ne laudăm cu chestia asta, dar noi ar am, uh, am Nu ne să la... laudem în afara țării, da, asta în afara țării, pentru că dacă știu la nivel de ce avem noi la nivel de hub comparativ cu București și Chiev, Chișinău este foarte bine poziționat. Deci noi avem infrastructură. Um, doi, noi avem deja fondatori de companii de startups care au ajuns la nivel de Series A, Seed. Deci noi avem Planable, noi avem Xor, noi avem Fagura, noi avem um, la Startup Moldova, summit-urile aceasta au fost Enabled, Bloom Coding. Deci, noi avem în sfârșit fondator care o trecut de o zonă de Rubicon și pot să demonstreze faptul că în Moldova se poate. Um, și acești oameni, eu cred că la un moment dat, vor deveni mentori și um, investitori în startup-urile noi. Uh, trei, noi avem un început de comunitate de business angels în Moldova, care a început deja să investească real, nu pe hârtie, dar chiar real. Noi vorbim aici de business angels Moldova ca grup, acolo sunt 10 membri care investesc de la 5 la 25 de mii fiecare. După aia, mai este Mozaic, o altă comunitate de angel care tot investește. Este o mai comunitate mult. mai nouă, dacă nu greșesc. Da, gruiesc. mai nouă, tot investească, investească, dacă nu greșesc, în vreo 5 companii, anul trecut, 5-7, dar, mă rog, nu, nu sunt la, la curent, precis, cu datele. Dar cel puțin știu, precis, că anul trecut, conform datelor de la Startup Moldova, au fost atrase investiții de până la 10 milioane de dolari în Startup-ul Moldova și asta e mega. Asta mega. Și asta, asta este efortul și munca tuturor oamenilor implicați din 2013 încoace. de la Ionela Titerez, care a organizat primul Startup Weekend, până la, la Ana Chiriță, care a adus Tequilu, doi nanistor de la Chimonix. tot felul de de, de evangeliști a startup ului precum sunt eu sau tu, și că noi, tăi, ce am făcut noi în 10 ani de zile, în sfârșit, E că noi vedem cum câte o mică, mică floricică începe să apară pe, pe acea crenguță care, care noi am pus-o cu mulți ani. Așa e bun, eu nu, pot să zic, nu mă consider un evanghelist, dar am făcut tot ce am putut eu să fac pentru a promova ideile interesante, care cel puțin mi s-au părut mie ca o șansă nu doar să supraviețuiască, dar chiar și să se dezvolte. Apropo de idei, una dintre ultimele idei pe care am promovat-o este cea care uh, ai lansat-o tu. Aplicația, testul Lumos. Da. zine tu mai mult despre el. Lumos Maxima din Harry Potter. Dacă, dacă se, se știe timpul. Aha, deci lui. vine denumirea. Da, idei de iluminare. Deci noi, noi am făcut un test de burnout foarte simplu care poate să evalueze cât de obosit ești tu și dacă tu ai nevoie de o schimbare. El a pornit dintr-o necesitate pe care noi am observat-o în lucru cu antreprenorii, cu fundatorii noștri pentru că noi am observat că la un moment dat când dezvolți un startup și lucrezi ne întrerup la compania ta într-un moment pur și simplu nu mai poți, știi? Și atunci poate să fii anumitic cracks sau numite disensiuni în echipă, pentru că ei, tu, deși nu mai lucrezi așa cum lucrai înainte, deși tu nu mai ești într atât de motivat, dar e că eu lucrez asta și tot timpul știi să ajunge la un moment dat când arăți scudești unul la altul și eventual companie... Și adevărul e undeva la mijloc. Da, și adevărul este că, pur și simplu, să dezvolți un startup, să dezvolți mai ales startup tehnologic, e foarte greu, e mega greu. Nimeni nu a făcut asta. Toate ideile de startup da, ele sunt noi. că e foarte simplu. Ai idee, o implementezi, iei milionul. E Dacă vrei să faci o brutărie, da, e super simplu. Ți-ai luat mașinică de producere a pâinii, a luat-o, poftim, ai brutărie. Știi, vrei un magazin de piese de, de, calcul, ai, cum, găsit un, un, exportator de piesă, le-ai dus piesele, le-ai le-ai pus în magazin, le-ai vândut. Businessurile tradiționale sunt mai simple la nivel de gestiune. Startup-urile tehnologice, ca de exemplu, că eu cred că lumos poate să devină un startup, ori el poate să rămână un asta adică eu nu știu, eu sunt în căutarea unui model care să lucreze și care să fie scalabil și startup-urile să le faci necesită foarte mult efort și energie și nervi. Și noi am observat că oamenii sunt oameni, oamenii strică, eventual, ca orice și mașinării și uh, noi ne-am gândit că să facem un test, că să ajutăm fondatorii noștri și eventual să se auto și să vadă, hei, poate are nevoie de să-și pună pauză activitatea lui pe o săptămână. să... să Eu să te-am le... ajutat să promovezi testul și să Foarte adunați feedback, <laughs> da, să da. vedeți cum reacționează lumea. Și am făcut asta când mi-ai spus că este bazat pe o metodă științifică, de altfel nu aș fi făcut-o. Uh, și sunt curios să ne spui ce rezultate, câte teste ați făcut, ce rezultate ați primit, cât e diferit sau obosit lumea. Um, noi, chiar astăzi, am făcut o comparație cu. Uh, deci, testul. De, de, cu, cu, compara, noi am făcut o comparație cu media statistic uh, generală. Pentru că testul pe care noi l-am folosit, noi nu l-am inventat. Noi am licențiat. Um, un test care are proprietate uh, intelectuală din Statele Americii, care a fost implementat în 30 de țări și noi avem două baze de, uh, statistice uh, create de doi oameni de știință, șoferi și lighter, 50.000 de oameni intervievați în zona de office workers pe bază de burnout și este o distribuție creată pe acești 50.000 de oameni. Și noi ce-am făcut, noi am, cu ajutorul tău, noi am publicat testul. Uh, tu foarte bine știi că ți-am scris deodată că site-ul nostru a căzut, pentru că un moment dat noi aveam 5.000 de oameni în câteva minute de, pe, pe, pe site și noi l-am făcut, ca tu să înțelegi, lumosul noi l-am făcut pe nou cod. Noi am făcut un fel de... Frankenstein de mini produs care are un landing pe dar are uh, sistemul de formă de la type form, iar analiza datelor e pe air table și uh, push mail e pe grid. Și noi am făcut un fel de mini produs făcut... Ați din... mușcat mai mult decât puteați... Da, da, da. Și, și noi pur și simplu, noi l-am publicat și noi nu știam și să ne așteptam, adică noi vrem să vedem cum oamenii se reacționează, tu ai publicat site-ul a căzut, 700 de oameni nu au primit mail-urile de, 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 analiză și noi după asta manuală fiecare le-am transmis folosind mail-urile noastre rezultatele pe care le-au avut. Și eventual noi aveam 1400, dacă nu greșesc, la moment de oameni care au trecut testul și concluziile sunt în felul următor. Moldovenii se simt la fel de eficienți la locul de muncă ca majoritatea celorlalți care au trecut testul de, de care spuneam compar cu alte țări da. acum, Pentru că au fost doi oameni de știință care au luat acest test și au făcut fix același lucru ca și noi. Adică au testat oameni din diferite țări și cu diferite profesii. Și noi suntem la fel de eficienți, ca și adică distribuția noastră e practic identică pe grafic cu distribuția care a fost arătată De experimentele lor. Doar că. Taip, aš atiduoju šiek tiek daugiau. Lautie du kapitole, ceceniai e di uh, oboseala fizika, kuris yra toks e elementas, ir atdučia burnoutų, esame mega-rai. Mega-obosit, noriu pasakyti. Mega-obosit. Esame mega-obosit, mes esame praktiškai grafikų mūsų, e-antonimu arba e-opusu Opus. la grafikų distributi normali. Adikai, mes esame super-obosit. Acum, asta nu înseamnă, eu nu pot din asta să deduc asta din cauza la ceva, eu pur și simplu pot spune că aiași 1.400 de oameni au declarat că sunt mai obosiți decât ceilalți, da? Când A, spui obosiți, te referi la oboseală emoțională sau oboseală fizică? Fizică, ce ai fizică, da. Deci întrebările de oboseală fizică sunt de tipul dat. Cât de des tu te-ai simțit epuizat fizic la locul de muncă? Și acolo este, în fiecare zi, Odată pe săptămână, odată pe lună, câteva ori pe, pe, pe an și dată pe an. Deci e foarte simplu. sunt oameni care au răspuns la întrebarea asta în fiecare zi. Mulți. 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 Foarte mulți. Foarte mulți. Cam la nu 20% care au spus că sunt fiecare zi Serios, încă o dată 20% în și odată în săptămână și comparativ cu distribuția testelor uh, internaționale, asta e wow. Și asta poate fi din diferite motive. Asta poate fi pentru că noi nu dormim bine, noi nu ne alimentăm bine, noi nu facem sport, noi nu ne ducem la tot felul de practici meditative, de well-being, nu știu, yoga, meditații, noi nu ne ducem la psiho, psiholog, noi avem anumite traume, noi uh, avem. Uh, nu foarte știm mult... să avem grijă de noi într-un. Da, avem trei joburi, știi? adică sunt foarte mulți factori care pot să influențeze oboseala fizică, ceea ce e clar la momentul dat, din 1400 de oameni care au dat testul, majoritatea sunt obosiți. Ok, ce planificați mai departe? Vreți să monetizați? Stai, aici, aici nu e. Este așa treilea și acolo e tot aceeași situație. În engleză este termenul de cinism și termenul de cinism spune că uh, angajatul sau persoana nu se regăsește cu locul de muncă sau cu identitatea afacerii sau companiei companie la care că, lucrează. Da. Deci, în comparativ cu distribuția normală din cei 50 de de oameni, moldovenii lucrează, se pare că, la, în organizații cu care ei nu se regăsesc moral. Și o fac pentru bani, pentru salariu. O fac salariu. pentru bani, pentru că suntem să schimbi locul de muncă, dar cei drept arată că ei nu împărtășesc valorile managementului, nu împărtășesc viziunea managementului și ei nu cred în ceea ce fac ei. Deci, noi aveam cu concluzie. noi suntem eficienți și lucrăm bine, facem, dacă noi ne-am pus task-ul, noi îl facem. Noi nu înțelegem, deși noi asta facem. Și da, bine, facem. Da. Și trei, nu, la sfârșit zis suntem mega obosiți. Ok. Uh... Unde vreți să ajungeți cu ideea asta? Vreți să o monetizați? Să vindeți teste pentru companii? Vă propuneți ceva mai mult? Sau a fost o idee năstrușnică apărută din senin? Ați decis să o aruncați în spațiu public pentru ca să beneficiezi cât mai multă lume? Uite, noi la XY tot timp credem că cel mai bun idee este ideea năstrușnică. Asta e unul la mână pentru că ideile care nu sunt așa ele sunt boring, înseamnă că cumva cineva deja le-a făcut, înseamnă că noi trebuie ceva nou să facem. Ceva nou o să din start presupune o, o necunoaștere. Adică nu știm. Nu știm ce o să iasă din asta, da? Și eventual Lumos este un experiment care a arătat că oamenii sunt interesați să se autoevalueze, și acum noi avem cel puțin două ipoteze majore în care noi putem să mergem chestia asta. Unul la mână, noi probabil putem să ajutăm oamenii care au... Um, sau evoluat ca în burnout, să-i ajutăm pe dânșei să găsească, nu știu, un nutriționist, să găsească un antrenor de fitness, să... Să-i să, să iasă să, din starea da, asta. Da, da. Deci asta ar fi prima. Deci ar fi un fel de produs B2C în care cumva noi am încercat să ajutăm oamenii care au ajuns la o etapă de, eva de, de, de epuizare. A doua ipoteză ar fi că poate... Noi ar trebui să mergem să rezolvăm aceeași problemă prin alt mod, și eventual să lucrăm cu companiile unde sau organizațiile unde acești oameni sunt angajați, și eventual aceste companii uh, să poată să înțeleagă mai bine oamenii care lucrează la ei să i asculte și trebuie să vină cu soluții pentru că de fapt burnout-ul e legat nu între noi și omul care a terminat testul, dar între om și compania companie lui. Deci noi avem două direcții în care noi tătunăm teritoriul. Deci ce facem noi la moment? E simplu, noi sunăm oamenii care au arătat semne de burnout și îi întrebăm, hei, cum ești? Cu ce putem să ajutăm? Dar ce scor trebuie să ai ca să fii în zona asta de risc? Uh, Că am văzut că acolo e pe la 5, da? da de, de, la 1 la 5. Până la 6, de fapt. Deci până la 6 sau 5, nu, mai, nu mai știu precis. Dar ideea este că sunt două, două ele trei, trei, factori și două au aceleași scoruri, deci scara de la 0 la 6, altul e invers, inversată. Deci, la două din ele trebuie să fie mai jos de 3, deci e ok să te simți obosit o dată pe lună. Like, e okay. super ok. Deam în fiecare săptămână, asta deam nu i tare ok. Și doi, la scara de eficiență, oamenii spun că e eficienți când îi dau în fiecare zi. Noi vrem ca oamenii să fie eficienți la o dată în lună în sus și atunci tot e ok. Da? Deci, întrebarea mereu este, o dată pe lună e ok. În fiecare săptămână și în fiecare zi, pentru cinism și oboseală, nu e ok, pentru eficiență, în fiecare zi e ok. Adică, eu ce am observat, eu am observat că toți fondatorii la startup-urile noastre au dat rezultate super bune, până la urma urmei. E ca, la nivel de cinism, e practic nu există. Păi cum tu să evaluezi prost produsul, da, de că cum... la produsul pe care da, tu l-ai creat? -a lor, da, lor. e paradox, ei, da. da ei, așa de mult creat că ei nu văd alt, altceva și la nivel de eficiență personală îi dau câte 14 ore pe, pe zi, respectiv. Și la nivel de, ok, eu am văzut câteva elemente de physical exhaustion, decât de, la oboseală, acolo este la unii dintre ei. Dar asta, mă rog, asta e din cauza că lucrează prea mult la startup au fost unele acuzații că testul conține prea multe date personale. Uh, uh -huh. Și eu cumva parțial aș subscrie, poate dacă vrei să faci un astfel de test ar trebui să fii mai anonim, poate nu toți ar vrea să-și lasă datele într-o bază de date în care nu știi unde va ajunge. Uh, cum, de ce ați insistat pe loc de muncă, telefon, e-mail și așa mai Absolut. departe? Uh noi vrem să înțelegem cum putem să fim de ajutor. Dacă noi l-am fi făcut anonim, noi n-am fi avut un feedback loop cu oamenii care au trecut testul. Nu n-am fi cunoscut cum noi cu dânsii putem să interacționăm într-un fel ca noi să le facem viața lor mai bună. Respectiv, noi am fost împuși de situație să luăm cât mai multă dată la etapa inițială ca noi să avem această bază de contacte care să-i sunem și să întrebăm, hei, cum a fost? Și nu ți-a plăcut? Ce te-a indispus? Cu ce putem noi să te ajutăm? Ce ai nevoie tu acum? Și logica este uh, de a face un lucru mai bun. Și da, eu înțeleg că mulți oameni și-au lăsat uh, numere de telefon greșite, dar tot și-au lăsat e-mail-uri corecte, pentru că eventual răspunsurile veneau pe e-mail. Și respectiv ce vrem noi acum să facem la nivel de prima ipoteză de recomandări de activități sau chestii ca să ușurăm viața, chiar să facem o listă de, de, nu știu, de psihologi, o listă de trainer, de sport, o listă Pe de... Pe care kin... să-i recomandați da, celor care... Da, să facem un mail și le trimitem la toți și să zicem, hei, uite iarăși, decizia ta, fă și vrei cu viața ta. Rolul nostru nu e să-ți dăm nici diagnoză, noi simplu vrem că tu te auto un, semnal, un un semnal. Și doi uite, aici o recomandare de oameni care noi credem că sunt buni și te rog, să pay attention. Adică vezi dacă tu poți să mergi mai departe cu chestia asta. Pentru că noi deja am făcut primele sunete, și oamenii au spus că băi, recomandările care voi le-ați spus erau pre generale. Știi, că sport. Și am, e ca, uite, e foarte, foarte de interesant. De unde să mă apuc? Da, știi, și iarăși noi, noi cre, indi, nici nu ne ne dat seama, noi deodată am creat o altă problemă în capul omului și el obosit. <laughs> duci cate sală de forță, duci cate psiholog, duci cate asta. Și din start noi am pus deja în, în cap o mică problemuță care iarăși nu-i tare, să -i, nu, -i tare bună pentru noi. Și noi am zis că hai noi să facem o mică listă, să le trimitem lor și să le ușurăm viața lor în a identifica pentru că, iarăși... Oricum, nu poți să te duci în detalii foarte multe, pentru că nu știi locul de traie, nu știi ce venituri are, nu știi ce își permite, ce macar își pas, dorește de la macar un mic de pas, sport. Știi? Da, Da. Și eu, eu cred că startup-urile sau în genere... Și asta ceea ce vreau tot timpul să promovează în rândul fondatorilor cu care eu lucrez, noi trebuie să ajutăm oamenii. Noi trebuie să ajutăm oamenii. Asta e misiunea noastră. Noi ajutăm oamenii și dacă noi îi ajutăm bine, oamenii ne plătesc. Asta este și aici facem noi. Cu acest uh, slogan frumos, uh, îți propun să trecem la următorul subiect. Da. Uh, ai vorbit la începutul intervenției tale despre uh, comunitatea de Business Angels uh, XY Partners. Uh -huh. uh, ultima dată când discutasem, abia se crea, abia se fonda. Da. Înțeleg că sunteți un grup de mentori da. care, în schimbul uh, acestui proces de mentorat, și bani sau nu, te rog să-mi spui tu, bani. Uh, da. luați o parte din sau un share da, din, uh, din ideea de startup pentru a-i ajuta să crească. Te rog să-mi spui uh, cum funcționați voi. Um, deci XY Partners este un incub incubator. Deci noi acolo nu luăm nicio cotă parte. Deci este, noi facem programe uh, de instruire în zona antreprenoriatului. Uh, noi facem job-ul universităților. Adică... Pe zona de antreprenoriat. Pe, pe zona de antreprenoriat. Deci business și administrare. că cursul de business și administrare tot foarte uh, focusat, uh, rapid și cu un scop foarte clar. La sfârșit de program ori închizi ideea, adică termin cu ideea ta și nu mai faci nimic, ori lansezi un produs. Și ambele pentru noi sunt super importante. Mai bine să failuiești sau să nu reușește rapid ca să nu stea proiectul ăsta în Sunt capul tău, tichinui, de pur și simplu, dar trei luni de zile ai validat, ai văzut că nu merge, ai, ai învățat, iarăși te-ai dus într-o companie, peste un an de zile a să revii iarăși în antreprenoriat că asta e cumva deja un drog care n-a să-ți dai voi niciodată în viață să, 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 să stai pe locului. Și doi, dacă ideea merge, transformă într-un produs și asta e cei ce noi vindem. Noi vindem Ideea de a transforma o idee într un produs, nu numai decât profitabil, nu numai decât care să aducă venit, dar un produs. Și acum antreprenorul care are produs, el poate să ducă la un investitor și spune: "Ei, eu am făcut ceva. Eu deja am ceva." Acum revenind la întrebarea ta, asta este XY, și XY lucrează cu donatori internaționali, cu care noi Uh, conlucrăm ca să creăm programe gratuite pentru antreprenori. Eu cred că antreprenorul nu trebuie să achite pentru mentorat. Pentru că el nu are bani. El prostă n are bani. Și e inuman să iei de la dânsul 1000, 3000, 4000 de euro la etapa când el e la etapa de idei, să-i promiți nu știu și. Nu. El cred că trebuie să fie gratuit. De asta spun că jobul universităților, pentru că acolo, mă rog, e gratuit chestia asta. Păi iată, și noi rolul nostru este creăm comunitate de oameni care au ajuns la un produs. Pe de altă parte, dacă acești tineri, când ajung la etapa de produs și nu găsesc o mică investiție, iarăși lasă totul balt. Se dezamăgesc. Ce să dezamăgesc? Pentru că e chiar și cu lumos care spun, eu, dacă noi să ajungem la un venit, asta poate peste un an de zile. Adică procesul de validare a pieței și înțelegere și tu trebuie să faci ca omul să fie fericit, e lung. Și pentru asta tu ai nevoie de investitori sau angeli sau îngeri care să zic, mai ne-am place tine. Ne-am place tine. Și ne-am place direcția în care tu mergi. Și eu văd că tu ai făcut ceva, și eu sunt gata să risc cu banii mie. și cum noi în, la Business Angels, noi avem așa o frază că noi din start când investim într-o companie, noi din start ne spunem unul altul că noi am pierdut bani. Și, USD, gata. Și, da, gata, noi gata. I -i sunt. Și Business Angels e un grup de, de antreprenori, directori, fondatori de companii, de regulă sunt persoane care gestionează companii de la 60 de milioane până la 200 de milioane de lei pe, pe an comparativ cu Europa, asta e foarte mic de 3 milioane până la 10 milioane de euro pentru Moldova asta e mult și acești oameni vor să au un fel de sentiment că trebuie să dea înapoi știi? și noi ce facem, noi ne adunăm o dată pe an sau o dată la 2-3 două, 2-3 trei, două, trei ori pe an și noi facem o analiză de proiecte care au fost create nu atât de, de XY poate și de alte programe de accelerare care sunt în țară și eventual fiecare zice, da, eu sunt interesat, hai toți împreună să investim. Și nu numai decât toți, noi suntem la moment nou nouă membri, uh, nu toți investesc, investesc numai doi sau trei. Uh, de regulă, uh, în, în, uh, ca membri fondatori sunt eu cu Olga Melniciuc și până acum, ca investiții, cel mai des a fost uh, tridemul, nu știu, tandemul. Uh, Olga, Melniciuc, Alex Lebedev și eu. Și cecuri super mici. Adică adică ce sume ați investit? Dar cam 5.000 de euro, 10.000 de euro. Fiecare așa. sau? împreună, împreună. Pe, pe companie. Adică foarte puțin. Noi nu avem tare mulți bani. Adică noi nu avem. Dar pentru că noi am văzut, pentru că noi suntem și mentori în programe de, programele de accelerare, noi câteodată observeam un fondator sau o echipă mega talentată. Și noi atunci spunem, nu... Hai să le dăm bani ca să Puțin, puțin, măcar miște puțin mai se miște, să miște, se să, să împingem. Noi avem o anumită, nu știu, cultură. De exemplu, noi mergem cu fondatorii noștri și înregistrăm companiile cu dânșii, la SP. Asta e un fel de parte din cultura noastră. Noi vrem să le arătăm că ei nu sunt singuri. Noi tare mult îi promoveam la toate evenimentele, în, toate, în toată presa, noi încercăm să vorbim despre dânșii. Deci noi încercăm să-i ajutăm cu cât puteam și... Uh, cât de mult ca ei să se crească. Și nu atât pentru dânșii și pentru investiția noastră, dar pentru viitoarele generații de antreprenori. Uite, ăsta e un moment potrivit de a face publicitate și întrebare ha. directă, da, în moment publicitar. În ce tip de startup-uri ați investit sau le mentorați? Da. Sunt curios tipul lor și zona în care uh, și-au propus să activeze. Noi suntem agnostici în sens că noi ne uitam foarte mult la oameni și mai puțin industria, adică noi ne uităm la, la oameni. Și printre companiile sau startup-urile care noi am investit și noi suntem fondatori minoritari, deci noi practic avem până la 5% în majoritatea din ele. Până la. Adică sunt unele în care avem 3 sau 2. Deci Floral Soul, asta e... Uh, un brand extraordinar de frumos care comercializează plante și înverzește oficii precum, nu știu, Endava, Starnet. Deci, la comandă, așa înțeleg. Da, la da? comandă, deci un e un e-commerce de, de, de plante. Cel mai bun customer service, cred că eu, din Chișinău. I, like, eu sunt sigur de asta. La nivel de atenție la fiecare client și și timp și necesitate. Uh, a doilea e-commerce e Le Perl, care acum se va redenumi în Pearl Code, e un brand creat de Victoria și de Mila, care comercializează bijuterii create din perle. Tot foarte bun și merge foarte bine și face foarte multe femei fericite cu bijuterii care nu sunt tare scumpe, nu sunt tare ieftine, dar sunt de cea mai înaltă calitate. Um, și ready to wear all the time um, după aia Teleport Travel și un marketplace de itinerarii turistice um, ei încă mai construiesc un front desk pentru pensiunile din Republica Moldova și le ajută pe ele să digitalizeze și eventual să primească turiști um, după aia Click School e o școală de IT care lucrează în, cu un contract de viitor cu studentul. Studentul nu plătește să devină ITist. Studentul începe să plătească din momentul angajării. Deci școala e foarte legată de angajare. Unde tu ai văzut într-o universitate de la noi că tu să, fii, tu să plătești pentru studiile tale doar din momentul în care tu ești angajat. Și deci asta e paradigma care noi vrem pe... specialitatea pe care Că ai focusat în ultimii 3-4 ani? Da, absolut. Pentru că noi cunoștem, noi cunoaștem foarte bine domeniul. După aia, unde, unde face o platformă de, care ajută ajută organizatorii de evenimente să optimizeze tot ce ține de promovare și crearea unui eveniment ei fac deodată, poți să lansezi un eveniment deodată fără să semnezi un contract, deodată poți primești bani pentru evenimente, poți face evenimente gratuite, îți creează landing pages pentru evenimentele tale, îți creează uh, tot procesul de etichetare și CRM la, la, la participanți, totul e super mega integrat și ușor și plus am eu lucrează la nivel de un noi feature pe zona de AI în care tu pui denumirea numire și îți creează tot marketingul Basic, îmi place ideea. asta, e interesantă, deci în momentul în care trebuie să organizezi ceva, da. nu mai ai tu bătaia asta de cap să te duci să da, absolut. contractezi, să faci pagini, ai nevoie de designer, de, de cineva să scrie textele, nu ai nevoie de oameni de pe logistică, deci eu, noi vrem ca eveni, organizarea de evenimente să fie ușoară. Um, da, și... Um, acestea sunt unele dintre companii cu care noi tare mult rezonăm la nivel de industrie în care ele sunt și vrem pe viitor ca ele să, să crească. Da. Și spuneai că în fiecare dintre ele ați investit sau aveți o cotă parte foarte mică de până în 5%. Da. Asta e pentru că voi nu ați vrut, nu ați putut sau nu au vrut fond fondatorii. Uite, eu cred că fondatorul trebuie să fie motivat să dezvolte compania lui. Eu nu cred în 50% să iei din companie și el tot la fel de motivat să fie. Eu cred că până la 5% pentru input-ul nostru este rezonabil. Că pentru pe viitor noi vrem că ei să primească alte investiții și, și eventual următorii investitori nu se teamă de cap table în care noi suntem. Și noi suntem destul de eu sper creat suntem founder-friendly în sens că nu vrem să fim pe capul antreprenorilor. Noi aveam câteva companii în care noi am investit și ele au failuit și fondatorii pur și simplu ne-au scris un e-mail, noi facem discontinu la produs, ne pare După ce ați investit chiar și bani, da? Da, da. Și noi am spus, ok, te rog, data viitoare când dezvolți o companie sau iarăși vrei înapoi, vină înapoi la noi. Pentru că noi credem că data viitoare tu în să înveți toate... Te-ai învățat minte, da? prima dată. Da, da. Și într-un fel, eu, eu cred că în Republica Moldova, eu mă ating despre asta și-am vorbit și data trecută când am fost la tine, trei ani urmă, eu cred că noi trebuie să acceptăm fail în societatea noastră. Eu, fiecare dintre noi, are dreptul la eșec. El e super util. Din momentul în care noi o să învățăm să nu ne temem de el, și chiar să-l aplaudăm și să-l venerăm, noi să avem foarte multe cazuri în care oamenii a să continue sau a să înceapă din nou și noi să avem o generație sau să avem o societate foarte productivă. Moral puternic. Pentru că nu ne referim doar la antreprenoriat, dar vorbim în general de tot ce înseamnă viața umană, dar Nu trebuie să Absolut. vorbim de Uh, ultima întrebare, suntem pe finalul acestui interviu. Uh, spunem, te rog, cum sau cât e de ușor astăzi pentru un startup să iasă în afara țării, uh, să atragă investiții, uh, să fac tracțiuni. Ultima dată când am discutat uh, era ceva de domeniu uh, complicatului, nu era imposibil, dar, dar era complicat. Astăzi, uite că echipile foarte determinate cu idei bune, din câte știu eu, nu mai reprezintă o barieră mare. Cum vezi tu de pe partea cealaltă a palierului? Um, eu cred că la nivel de B2B e mult mai simplu la moment, pentru că managerii de top din Republica Moldova au trecut printr-un proces de învățare la ce înseamnă digitalizare și respectiv e mai ușor să vinzi produsă business-urilor. La fel și pe segmentul de consumator, oamenii stau pe Instagram, oamenii stau pe Pinterest, oamenii se uită la YouTube mai mult, poate pentru anumite categorii de vârstă decât pe la televizor și noi avem persoane care sunt mult mai aproape de domeniul digital. Respectiv, concluzia mea este că acum este mai ușor să obții tracțiune a, în general să fi super mega ușor dacă tu o să lași, știi, 10 spoturi la tine pe canal, pe an la 10 startup-uri diferite ca să își facă un mini anunț despre dâns și eu cred că asta să ajute foarte mult la popularizarea lor și le va duce, ca și în cazul testului nostru, oameni care um, îs în domeniul digital, sunt foarte conștienți de ce fac, au afaceri și au un acumen de business dezvoltat și înțeleg asta și vor să contribuie și eventual vor să contribuie. la dezvoltarea acestei da, idei. Da, Uite și e frumos, e frumos, e foarte frumos că noi am ajuns la un moment în care noi ca, nu știu, ca popor sau ca societate, noi începem foarte mult să mai mult să ne ajutăm acum. Poate că și politicul a influențat, poate și că războiul a influențat, poate că și COVID-ul a influențat. Dar eu foarte mult aud în ultima perioadă, eu pur și simplu vreau să ajut. Și asta e foarte, foarte frumos. Pe această notă optimistă, eu ți mulțumesc că ai venit să vorbim despre startup-uri și domeniile în care voi ați investit. Vă doresc baftă Merci, și conform tradiției, peste 3, 4, 5 ani te aștept de nou aici. Ne-am înțeles. Mersi. Dragilor, ăsta a fost Telegram Talks astăzi. Vă reamintesc că am vorbit cu Traian Chivriga, partener la XY Partners, o comunitate de business angels. Vă salut, ne vedem data viitoare.